Firma care a câștigat proiectul pentru executarea lucrărilor de asfaltare incluse în planul integrat de dezvoltare urbană a municipiului Curtea de Argeș este obligată prin caietul de sarcini să angajeze 128 de localnici pe perioada desfășurării lucrărilor. Locurile de muncă sunt 128, dacă nu înșel. Este obligația constructorului, prin forțele de muncă, să angajeze pe această perioadă, pe diverse meserii, ce le trebuie, cum le trebuie, din zonă. O serie întreagă din taxe și impozite, din impozitul pe venit al tuturor lucrătorilor, cât și a celor angajați, cote din aceste vor reveni bugetul local. Firma câștigătoare a înființat un punct de lucru pe raza municipiului Curtea de Argeș, iar impozitele și taxele ce vor fi plătite pentru angajați se vor întoarce la bugetul local. Am primit avizul pentru organizarea unui concurs de ocupare a două posturi, unul tehnic și unul economic. Sunt mai multe etape care decur pe o perioadă de circa 2 luni de zile până la ocuparea postului. Cele două posturi care vor fi scoase la concurs sunt pe o perioadă determinată de 2 ani de zile.